Se cere închisoare pe viață pentru o badantă româncă în vârstă de 26 de ani, care l-ar fi ucis pe pensionarul de care avea grijă în vârstă de 89 de ani, care i-a promis că se va căsători cu ea și că îi va lăsa toată averea. Conform mesajul.ro, confidențele făcute unui prieten, interceptările telefonice din închisoare, alături de analiza celulelor telefonice care au reconstruit traseul și, în final, găsirea mașinii victimei, au făcut-o pe procurarea Cecilia Baraveli să nu aibă îndoieli asupra făptuitorului crimei. Pedepsa cerută așadar este cea maximă închisoare pe viață. Românca a fost arestată potrivit procurorului sub acuzația că l-a torturat și ucis pe bătrânul în vârstă de 89 de ani Noapte, bătrânul nu numai că a angajat-o ca îngrijitoare, dar i-a promis că se va căsători cu ea și că îi va lăsa moștenirea. Românca a intrat în vizorul autorităților italiene, după ce bătrânul pe care aceasta îl asista a fost găsit mort în casă, cu mâinile și picioarele legate. Cel care a făcut macabra descoperire a fost fiul vârznicului, impacientat că de câteva zile părintele lui nu îi mai răspunde la telefon. Potrivit anchetatorilor, Badanta Româncă ar fi plănuit crima în mai puțin de 24 de ore. Femeia l-ar fi torturat pe pensionarul pe care îl îngrija ca să-i spună unde ține banii. După ce ar fi luat banii și l-ar fi ucis pe bărbat, Românca ar fi fugit cu mașina acestuia pe care ulterior i-ar fi dat-o unui cunoscut ca să scape de ea. Românca a fost strădată de o panglică cu care ar fi legat încheieturile victimei. Arcul cu care au fost legate încheieturile victimei de scaunia a îndreptat imediat pe anchetatori înspre România. Româncă. În România, badanta româncă era căutată de polițiști pentru furt din locuințe, relatează mesajul.ro.